Am văzut un slide foarte interesant în prezentarea domnului prim-viceguvernator. Bazel 1, Bazel 1,5, 2, 3, din ce în ce mai multe lucruri se rezolvau și cu toate astea a venit criza. Și atunci întreb dacă și după Bazel 3 va urma un Bazel 4 și totuși va urma o criză, cum trebuie să procedăm? Ce trebuie să mai acoperim? Adică ce crezi că nu vedem astăzi? Deci prin modificările care s-au adus cadrului Basel se încearcă să se prevină posibilitatea unei crize viitoare. Deci este foarte clar că modificările se referă la criza viitoare, în mai mică măsură la criza actuală. Și acest lucru s-a, așa cum era și prezentarea domnului prim-viceguvernator, s-a realizat în primul rând prin întărirea rezilienței, puterii de absorbție a instituțiilor de credit, prin cerințe mai mari și capital de calitate mai bună. De asemenea, se încearcă să se prevină crizele viitoare și prin îmblânzirea, dacă vreți, a ciclului economic, prin utilizarea de instrumente macroprudențiale. Toate aceste modificări care sunt aduse cadrului Basel III, reflectate în CRD, pachetul CRD 4, directivă și regulament, încearcă să diminueze riscul de criză, dar ele nu oferă o garanție absolută împotriva unei crize viitoare, pentru că crizele întotdeauna au noi forme și asta este și marea problemă a celor care se pregătesc pentru o criză. De obicei își fac planurile de luptă pe baza cunoștințelor unor crize care deja au avut loc, cum a fost, de exemplu, criza asiatică, criza mexicană, și, de fapt, când noua criză apare, iar are cu totul și cu totul o altă formă, cine s-ar fi așteptat ca la această criză să se blocheze exact piețele cele mai lichide? Am văzut din prezentarea domnului Deanu, a subliniat foarte pertinent după mine, că reglementarea de astăzi se focusează pe sistemul bancar, dar sistemul bancar fusese înainte de criză depășit de ceea ce se numește shadow banking și de fapt shadow banking a dus la criză. Și atunci întrebarea mi apare în mod logic, de ce ne focusăm pe reglementarea sistemului bancar? Dacă aș putea să vă răspund eu la această întrebare. Ne focusăm în momentul de față, de fapt, la nivel internațional. Accentul cade în momentul de față pe sistemul bancar, însă sistemul shadow banking este și el în atenția autorităților de reglementare. Există o serie de proiecte de inițiative în acest sens. Din păcate, există o serie de dificultăți, în primul rând, legate de definirea sistemului, ce înseamnă shadow banking. Știm poate mai multe despre efectele negative pe care le produce prin faptul că se află în afara cadrului de reglementare. Practic, ce s-a realizat până acum a fost îmbunătățirea cadrului deja existent, Basel II aplicat băncilor, însă etapele viitoare au în vedere și sistemul de shadow banking. Cinci ore am vorbit despre, concluzionând foarte pe scurt, despre europenizarea băncii centrale. Fără doar și poate asistăm la o modificare nu numai a funcției băncii centrale, a funcției europene, a dimensiunii europene a băncii centrale, dar de asemenea o lărgire poate istorică a celorlalte funcții tradiționale ale băncii centrale. Întrebarea mea este adresată celor trei vorbitori, pentru că fiecare reprezentați domenii diferite. Cât de importantă este comunicarea acestei schimbări, acestei europenizări a băncii centrale către comunitatea bancară, către comunitatea financiară? Cât de importantă este legătura și mai ales cât și cum comunicăm noi, Banca Centrală, către comunitatea bancară din punct de vedere al reglementării, al supravegherii și nu în cele din urmă al rezoluției, pentru că însuși cuvântul rezoluție este greu de transmis și mai ales greu de tradus, pentru că l-am găsit preluat în mass media în diverse forme. Mulțumesc!
Am să încep eu pe partea de ceea ce privește reglementarea. Ca și abordare generală privind comunicarea, cred că este, bineînțeles, deosebit de importantă. Evenimentul de astăzi o dovedește. Pe de altă parte, acestea nu sunt singurele forme de comunicare pe care, la care apelează Banca Centrală în relația cu instituțiile bancare. Știți, sunt convins că au loc întâlniri periodice, lunare, între conducerea Asociației Române a Băncilor, conducerea executivă a Băncii Centrale, dar canalele de comunicare sunt deschise și la un nivel inferior. Noi, pe partea de reglementare, pot să spun că avem o colaborare bună cu sistemul financiar. Ne încercăm să ne ținem reciproc la curent. Noi, cu evoluțiile pe plan european, sunt transmise către instituțiile de credit și, pe de altă parte, dânsii ne dau un feedback. Pentru că și dânsii pot influența la rândul lor procesul de decizii la nivel european în mod direct. Și rugămintea pe care l-am adresat-o de fiecare dată a fost nu putem interveni în punctul lor de vedere, este punctul de vedere al sistemului bancar, însă măcar să fim informați asupra acestuia. Mulțumesc. În completarea celor menționate de domnul director Ștefan, un alt canal de comunicare foarte eficace, am putea spune, este, după cum cunoașteți, cel prin care poate fi consultat site-ul Băncii Naționale, mijloc prin care atât direcția reglementare, cât și direcția supraveghere își afișează setul de instrumente, vorbind de supraveghere, așa cum pe partea de reglementare este afișat pachetul de legi, de regulamente, fie că sunt ele de directă aplicare sau că ele sunt transpuse prin pachetul de reglementări, prin așa zisele reglementări secundare. Mulțumesc! Mai putea fi spus, există o strategie de comunicare la nivelul Băncii Centrale Europene pentru a transmite aceste informații legate de schimbarea rolului Băncii Centrale Europene, alocarea unor noi funcții. În această strategie ne vom alinia și noi, dar de aici deja intru în domeniul colegilor de la comunicare, deci sunt deja contacte între Banca noastră națională și Banca Centrală Europeană în acest domeniu. De asemenea, la nivelul nostru încercăm, prin intermediul unor metode de comunicare către publicul larg, să facem cât mai accesibile conceptele legate de cele trei domenii ale reformei și deci vom continua aceste eforturi și prin anumite prezentări, tot felul de fișe tematice. Deci, într-adevăr, suntem doar la început și această conferință este un prim pas.